În Evanghelia după Luca, în capitolul 6, este scris: dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i, și celui ce îți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. În Evanghelia după Matei, în capitolul 5, este scris: dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare. Cum putem fi în stare să iubim în acest fel? Dacă vă uitați cu atenție în aceste versete, vedeți că aici ni se poruncește să fim pe deplin liberi de dragostea de bani, de nevoia de siguranță și de onoarea pământească. Deci, cum poți întoarce celălalt obraz atunci când primești o palmă, mai ales în public? Și nu, asta te umilește, te dezonorează, te înfurie. Cum poți fi darnic fără să aștepți vreo răsplată, vreo rambursare? Cum poți să-ți faci timp să cari povara cuiva care îți cere pe nedrept, nu cât îți cere el, ci de 2 ori mai mult? Toate acestea implică faptul că comoara ta, siguranța ta și onoarea ta se află în cer și nu pe pământ. Isus este pentru tine satisfacția deplină. Dacă nu ar fi așa, în fiecare dintre aceste situații, inima ne-ar clocoti de mânie, chiar dacă am face bine și am suferi înjosirea. De fapt, prin toate aceste porunci, Iisus ne cheamă la o transformare a inimii, care privește la Iisus și la răsplata sa, nu la răsplata lumii. Însă, Iisus nu ne cheamă doar la a-L prețui pe El mai mult decât banii, mai mult decât siguranța și onoarea. El ne cheamă, într-adevăr, să facem bine dușmanilor noștri și să ne dorim cu adevărat binele lor. Dar nu binele care are de a face cu banii, siguranța și onoarea lor, ci binele suprem. Tot ceea ce am fost învățați în rugăciunea domnească să devină adevărat și cu privire la ei. Să le dorim dușmanilor noștri aceste lucruri și să ne dăm chiar viața ca ele să coboare peste ei. Asta este dragostea adevărată. Vedeți, viața este complexă. Și aceste porunci parcă nu pot fi împlinite tot timpul. Sunt tot felul de situații de viață care ne fac să raționalizăm, să ne scuzăm propria nesupunere față de aceste porunci. De aceea ar trebui să ne întoarcem la sensul clar atunci când nu știm la ce anume ne cheamă dragostea. De exemplu, ar trebui să le dau bani celor care cerșesc pe stradă? Sau când să le fac bine celor ce îmi cer? Iisus pare să nu fie atât de preocupat așa cum sunt eu de faptul că alții profită de noi, nu? Adesea mă supăr din cauza minciunilor pe care mi le spun și mânia aceasta, supărarea aceasta mă justifică să nu dau nimic. Dar nu cred că aceasta este atitudinea lui Iisus. Cred că atitudinea lui Iisus este să simtă mai întâi de toate compasiune, chiar și față de un mincinos îndemânatic. Apoi ar dori să intre în viața celui mincinos cu vestea bună, că Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe mincinoși. Apoi, cred că ar încerca atât cât poate să se apropie de acea persoană, să-i arate dragostea într-un mod cât mai practic, iar apoi să-i ofere cu toată libertatea. Dar uneori dragostea va spune și nu, dacă acea persoană vine în mod repetat și refuză o astfel de relație. Însă ideea este că atunci când aceste lucruri nu sunt atât de clare, Duhul lui Iisus ne cheamă să fim mai degrabă darnici cu mână largă, știind că El ne vede și ne răsplătește. Vreau să răspundem la următoarea întrebare. Dacă Iisus ne poruncește să ne iubim în acest fel dușmanii, cum putem face lucrul acesta? De unde vine puterea de a iubi în acest fel? Gândiți-vă ce impact are o astfel de dragoste în lumea noastră. Dar este fascinant să vezi pe cineva iubind în acest fel. Rare ori găsești o astfel de persoană. Asta ar trebui să ne pună pe gânduri, să ne dezbrace de orice îngânfare și să ne facă să căutăm puterea de a fi astfel de oameni. Dacă ne limităm căutarea doar la textele din Matei 5, 38, 48 și Luca 6, 27 până la 36, găsim 3 răspunsuri care se împletesc. Primul răspuns îl găsim în promisiunea că dacă îi vom iubi pe dușmanii noștri, vom fi fii ai lui Dumnezeu. Asta este scris, iubiți pe dușmanii voștri și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Ai putea înțelege greșit, uitând toată învățătura Scripturii, că mai întâi trebuie să-ți iubești dușmanii și asta te va califica să devii copilul lui Dumnezeu. Însă, ținând cont că devii copilul lui Dumnezeu prin credință, nu din voia firii tale sau a vreunui om, versetul acesta înseamnă că dacă îți iubești dușmanii, demonstrezi că ești un copil al lui Dumnezeu. Adică, arată că ești copilul lui Dumnezeu acționând așa cum tatăl tău acționează. Dacă ești al lui, caracterul său este în tine și vei fi inclinat să faci ceea ce face el. De ce spun asta? De exemplu, în Evanghelia lui Matei, în capitolul 5, în versetul 48, Iisus spune: voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl nostru cel ceresc este desăvârșit. Sau în Luca, în capitolul 6, versetul 36, fiți, dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. În ambele versete vedem că ucenicii sunt chemați să iubească în mod perfect din cauza că sunt copii al lui Dumnezeu, nu ca să devină copii al lui Dumnezeu. Sunt și alte paralele, cum ar fi Matei 5,16, unde este scris: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Observați două lucruri. Iisus vorbește ucenicilor săi și îl numește pe Dumnezeu Tatăl lor. Dar El nu le spune: El va deveni Tatăl vostru, ci El este Tatăl vostru. Mai apoi, observați că atunci când oamenii văd faptele bune ale ucenicilor, cum ar fi iubirea dușmanilor, ei dau slavă Tatălui lor. De ce? Deoarece Tatăl este în ei și îi ajută să facă acele fapte bune. Dacă ei ar face aceste fapte bune prin puterea lor, ca să devină copii al lui Dumnezeu, atunci lumea ar da slavă oamenilor. Așa că Iisus spune nu numai că Dumnezeu este deja Tatăl ucenicilor înainte de a face fapte bune, dar și acesta este motivul pentru care ei fac fapte bune. Lumina care strălucește prin noi este lumina iubirii Tatălui în noi. Așadar, primul răspuns la întrebarea cum putem iubi dușmanii în felul acesta? Doar cei care sunt copii ai lui Dumnezeu pot, pentru că sunt eliberați de îngrijorare. Dar nu ne mai temem că putem pierde ceva din cauza lucrurilor rele pe care ni le fac ei. Pentru că este scris: nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Iar în Evanghelia lui Matei este scris: nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai depreți decât multe vrăbi. Asta îți va da putere să iubești așa. Din acest răspuns mai reiese unul. Iisus promite o răsplată mare dacă ne iubim dușmanii. Nu în viața aceasta, ci în viața viitoare. Voi însă iubiți pe dușmanii voștri. Faceți bine și îi dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt. Observați încă o dată cum răsplata este legată de a fi copilul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când dovedești că ești fiul lui Dumnezeu, iubind dușmanii, moștenirea ta este asigurată. Fiii sunt moștenitori, iar moștenitorii lui Dumnezeu sunt moștenitori ai tuturor lucrurilor. Este scris: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Dar de ce răsplata mare va fi în ceruri și nu pe pământ? Pentru că s-ar putea ca uneori iubirea dușmanilor să ne coste viața. Iisus a spus celor ce treceau prin persecuție: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Bucuria care ne susține în mijlocul persecuției, când ne iubim dușmanii, nu se bazează pe ceea ce ne poate oferi lumea aceasta, și pe ceea ce Dumnezeu va fi pentru noi în viacul care va veni. Și al treilea răspuns care ne dă putere să iubim dușmanul reiese din Luca, din capitolul 6, versetul 36. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Deci nu doar că Dumnezeu este deja Tatăl nostru, că moștenirea Lui este răsplata inimaginabilă, dar îndurarea sa ne-a fost arătată deja prin Fiul Său Iisus. Asta înseamnă că mila de care ni se cere să dăm dovadă nu doar că imită mila lui Dumnezeu, ci este o realitate pe care noi deja o experimentăm. Iisus a afirmat astfel: fără plată ați primit, fără plată să dați. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a iertat păcatele fără plată datorită lui Isus. Iertate sunt păcatele, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, spune Domnul Isus. Dacă nu am meritat-o și nu am câștigat-o, ci am primit-o prin credință, am ajuns ucenici nu prin iubirea dușmanilor, ci prin încrederea în Hristos, iar dacă mântuirea am primit-o fără plată, atunci suntem chemați la o astfel de viață. Fără plată ai primit dragoste când erai dușmanul lui Dumnezeu? Acum fără plată să dai dragoste dușmanilor tăi. Acesta este adevărul, pur și simplu.